Bună ziua, domnule Cristi Bușoi, bine ați revenit la noi în studioul PS News. Ultima dată când ne-am văzut, erați candidat sau dat pe surse ca fiind candidat la Primăria Capitalei. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Aș vrea în interviul nostru de azi să atingem și chestiuni legate de alegerile locale, de campanie, de viziuni și așa mai departe, dar și chestiuni legate de politica externă, de criza refugiaților și de multe lucruri care până la urmă ne vizează și noi, pe noi, România, ca parte a Uniunii Europene și a problemelor globale. Hai să începem cu acestea. Mă gândeam, recent am văzut că Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Turcia pentru, în ideea aceasta de a opri valul de refugiați. Deja s-au luat unele măsuri din Grecia, au fost trimiși înapoi spre Turcia acești refugiați. Credeți că poate fi aceasta o soluție sau ar trebui dublate astfel de măsuri pentru ca Europa să țină oarecum departe acest flagel? Este într-adevăr una dintre părțile unei soluții mai ample. Evident că nu poate fi aceasta singura soluție și înainte de orice, cred că Uniunea Europeană trebuie să-și regândească modul său de funcționare. În opinia mea, Uniunea Europeană se află acum în marginea prăpastiei și ca încredere a populației în funcționalitatea sa și ca eficiență acțiunii sale și ca pericol în fața unui fenomen pe care nu-l mai poate stăpâni, care este fenomenul combinat al migrației cu radicalizarea unor grupuri extremiste, islamiste și pericolul terorist, care, iată, nu mai este nici de cum undeva la porțile Uniunii Europene, ci s-a întâmplat în inima Uniunii Europene, la Paris în 13 noiembrie, la Bruxelles în urmă cu câteva zile, cu câteva săptămâni. Prin urmare, toate aceste lucruri arată că Uniunea Europeană este în acest moment cu adevărat în fața unui pericol. Din păcate, modul său de a funcționa, care este unul birocratic, dus către compromis, către o zonă a corectitudinii politice, în acest moment pare a fi depășit. Riscăm să ne înnecăm cu propria corectitudine politică, riscăm cu adevărat să ducem către o radicalizare și mai mare a unor grupuri, în același timp cu creșterea dezamăgirii multor cetățeni europeni în fața a ceea ce se întâmplă. Politica multiculturalistă dusă în Franța, în Belgia, în Marea Britanie și-a dovedit limitele, s-a dovedit că a fost mai degrabă un eșec decât un succes. Oricum, Uniunea Europeană se confrunta cu probleme foarte grave. A fost criza grecească. Chiar s-a vorbit despre ieșirea Greciei nu numai din zona euro, ci și din Uniunea Europeană, Grexit-ul. În iunie, cetățenii din Marea Britanie se pronunță dacă vor sau nu să rămână continuare în Uniunea Europeană. Acel Brexit de care s-a tot spus. Sunt foarte multe alte probleme legate de funcționarea instituțiilor. Și acum vine o criză foarte gravă, cea a refugiaților, cea a pericolului terorist, care, în opinia mea, nu poate fi combătut doar prin a face un acord cu Turcia și ne asigura că Turcia primește înapoi sau păstrează în țara sa o parte din refugiați. Deci aș nuanța un pic, pentru că există curente de opinie diferite. Foarte mulți spun că, până la urmă, nu criza refugiaților este vinovată de atentate și de creșterea riscului terorist astăzi în Uniunea Europeană, ci, așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme, politica din ultimii ani a unor state de componente. Credeți totuși că se poate vorbi și de un risc real cu privire în virtutea acestui exod de populație, până la urmă necunoscută, care ajunge în spațiul european? Cu siguranță, fără a încerca să alarmăm și fără a merge către un discurs cu adevărat extremist, așa cum a fost cel al lui Victor Orban, așa cum a fost al altor câțiva puțini adevărat lideri din Uniunea Europeană, există însă, și din păcate îmbrățișat și de domnul Traian Băsescu cu foarte multă ipocrizie, există totuși o șansă rezonabilă ca printre sutele de mii, deja peste un milion de refugiați, să se infiltreze și oameni care au gânduri necurate în ceea ce privește Uniunea Europeană. Actual teroriști, posibil viitor teroriști
Și oricum Uniunea Europeană nu este pregătită prin politicile pe care le are să-i asimileze în mod corect și eficient pe acești oameni. Cu siguranță, într-o Europa nepregătită, într-o Europa în care avem deja 24% din cetățeni aflați la limita sărăciei sau sub limita sărăciei, în condițiile în care avem deja grupuri compacte care au creat universuri paralele. În Bruxelles sunt universuri paralele, cartierul Molenbeek. Străzi din alte cartiere nu seamănă cu străzile sau cu cartierele imediat de lângă ele. Și deja sunt comunități foarte mari, cu foarte multe tensiuni, care nu au un viitor, care au acumulat ură, care nu s-au integrat. Ori a primi în acest moment, în modul acesta, fără să ne reformăm, fără să gândim niște politici eficiente, fără să-i obligăm pe acei oameni să se integreze în felul nostru de a fi, să-și găsească un loc de muncă, să plătească taxe, să se comporte adecvat așa cum trebuie să o facă într-o țară a Uniunii Europene, nu va face această criză decât să crească influența acelor grupuri extremiste, anarhiste, islamiste profund, în sensul negativ, jihadiste dacă vreți, cu sau fără elemente deja trimise pentru acest scop din zona de conflict. Și sigur că nu neapărat terorismul este legat de fenomenul migrației. E legat de eșecul Uniunii Europene și țărilor europene de a integra. E legat de faptul că, din păcate, încă se tolerează foarte multe comportamente inadecvate. Toți oamenii ăștia care au făcut atentate nu sunt la primul contact cu autoritățile. Toți au fost în vizorul autorităților pentru diverse delicte, mai mici sau mai mari. Unii vindeau bunuri contrafăcute, alții se ocupau cu mașini furate. Toți se aflau sau ar fi trebuit să se află în atenția autorităților și ar fi trebuit de mult să se ia măsuri mult mai ferme împotriva lor și n-ar fi ajuns să producă victime omenești. Și sigur, nu în ultimul rând, trebuie găsit o soluție la sursă. Am fost de curând în Liban, am văzut o tabără de refugiați. Dar și o să vă povestesc dacă mă întrebați. În schimb, vreau să vă spun că toți liderii politici sau ai societății civile de acolo, care și ei sunt copleșiți, la noi au venit 1 milion de refugiați în Liban, sunt aproape 2 milioane. Uniunea Europeană are 500 de milioane de locuitori, Libanul are 4 milioane. Și evident, pentru ei povara este aproape imposibilă. Dar spun că fără a găsi o soluție durabilă în Siria și în Irak, în Siria prin înfrângerea armată a statului islamic și eliminarea de la puterea lui Assad și trecerea la o societate pe bază democratică, de alegeri libere, iar în Irak evident lupta foarte clară împotriva terorismului, nu vom opri nici exodul. Sunt deja 4 milioane de sirieni care au plecat, 1.200.000 în Liban, 1 milion în Uniunea Europeană, 2 milioane în Turcia. Nu vom opri nici exodul și nu vom opri nici terorismul. Vrem să vă întreb despre vizita noastră în Liban și chiar rugămintea ar fi foarte pe scurt să ne povestiți experiența de acolo. Cum ați perceput oamenii, ce spuneau, ce imagine v-a lăsat până la urmă această experiență? Am fost 2 zile în Beirut, în Liban, într-o delegație restrânsă a Partidului Popular European, de europarlamentari și de colegi din Partidul Popular European. Sigur că cel mai important moment și cel mai impresionant a fost vizita în tabăra de refugiați din Valea Beca. Este una dintre multele tabere, dar una dintre cele mai mari de refugiați sirieni. Am fost puternic impresionat. Sigur că în Liban sunt acei sirieni care nu au nicio șansă să plătească traficanții, călăuzele, acea lume infracțională care îi duce către Uniunea Europeană și au fost nevoiți să se meargă în Liban. În general, în tabără erau foarte multe femei, foarte mulți copii. Cele mai multe dintre femei își pierduseră soții, fie omorâți de regimul Assad, fie în diverse alte împrejurări. Erau și câțiva care fugiseră din fața statului islamic. E într-adevăr impresionant să vezi că în secolul 21 semenii ai tăi trăiesc în condiții de ev mediu.
sunt dependenți de cei 26 de dolari pe lună pe care îi primesc pentru hrană de la donatorii internaționali, Organizația Națiunilor Unite, și o parte dintre ei, cazurile cele mai extreme, mai primesc un ajutor la fel de modest din partea unor organizații non-guvernamentare locale susținute de la nivelul Statelor Unite sau la nivelul Uniunii Europene sau chiar din partea unor fundații de caritate ale unor oameni de afaceri din Orientul Mijlociu. Dar la rândul lor trebuie să plătească chirie pentru corturile în care stau înghesuiți și trebuie să plătească electricitatea, plus că trebuie să-și procure hrana care nu este deloc ieftină chiar într-o țară ca și Libanul. Aceasta este partea umanitară pe care am ținut să o spun și care, sigur, e impresionantă. Nu contest faptul că există multe probleme și în Uniunea Europeană și România are zone ale sărăciei, dar cu adevărat acolo oricine ar merge se simte extrem de impresionat. Pe de altă parte, am văzut o lume care nu seamănă nici cum cu lumea în care trăim noi, nici ca și atitudine, nici ca și obiceiuri, nici ca și fel de a pune problema, nici ca și îmbrăcăminte, nici ca și atitudine până la urmă. Și mi-am dat seama că eforturile pe care trebuie să le facem este să rezolvăm problemele acolo. Pentru că dacă importăm către Uniunea Europeană acele probleme, dacă importăm către Uniunea Europeană acea lume despre care v-am spus și mai devreme, sunt deja 1 milion de oameni veniți, sunt deja multe comunități care au venit în ultimii ani și dacă mai vin în continuare refugiați în ritmul care au venit, vă asigur că Uniunea Europeană va exploda. Și cred că e mult mai eficient să încercăm să punem la dispoziție mijloace financiare. Costul va fi mult mai mult de mai mic decât dacă am face lucrul acesta pe teritoriul Uniunii Europene. Eforturi diplomatice plus o atitudine mult mult mai hotărâtă în ceea ce privește situația din Siria, putem avea o șansă. Altfel lucrurile vor fi extrem de complicate pentru noi. Înainte să abandonăm această temă a refugiaților, aș mai avea o singură întrebare. Pentru că ați și amintit un pic mai devreme reacția un pic mai dură pe care a avut-o premierul Orban. Cum catalogați această inițiativă încă nefinalizată de ridicarea unui gard efectiv în sensul izolării a două granițe cel puțin, demersul făcut până acum din partea Ungariei? Și dacă până la urmă nu poate fi el interpretat ca o normalitate atâta vreme cât nu este o premieră, avem și cazul Israelului, unde s-a făcut efectiv un sanctuar și pe baza unui gard de sârmă. Cum se poate totuși Uniunea Europeană să rămână un conglomerat, o alianță, atâta vreme cât statele pun problema izolării granițelor lor fizic? Sigur că Ungaria are dreptul să facă acest lucru. Eu însă cred că este mai degrabă un gest populist. Așa cum, de exemplu, nu a fost în regulă nici felul în care sub camerele de televiziune autoritățile de poliție de frontieră ungare s-au purtat cu refugiații. Una este să spunem că nu putem importa în Uniunea Europeană problemele din Orientul Mijlociu. Una este să spunem că nu putem în acest moment primi refugiați cât timp e clar că nu îi putem acomoda și nu avem instrumente să integrăm cu adevărat în societatea europeană. Și alta este să devenim inumani de dragul voturilor, de dragul populismului, de dragul de a da un exemplu cât de ferm și cât de tenace ești în relația cu refugiații, umilind niște oameni care până la urmă trebuie tratați cu umanitate. Trebuie opriți, trebuie găsit o soluție la această problemă, dar toate lucrurile acestea trebuie făcute cu moderație, cu umanitate, cu echilibru și cu eficiență, nu cu lucruri de acestea care doar dau impresii și de fapt te ajută să câștigi voturi interne. Nu știu dacă acest gard va opri exodul și migrația. Evident însă că pot să înțeleg nervozitatea unor state europene pe două dintre țările care au granițe foarte permeabile și care încă sunt în Schengen. România a fost ținută în afara Schengen, deși are toate mijloacele să-și securizeze frontierele și a investit foarte mult. În schimb, Grecia și Italia, dar mai ales Grecia, este bine mersi în continuare ținută în spațiul Schengen, în condițiile în care numai anul trecut 850.000 de refugiați au intrat prin Grecia.
E o situație care nu se poate rezolva punctual. Trebuie ca Uniunea Europeană să se trezească, trebuie găsite soluții la nivel european. Iar dacă unele state își iau niște măsuri ale lor pentru a putea să se protejeze, toate aceste măsuri trebuie să aibă o anumită moderație și o anumită umanitate. Vă propun să ne mutăm pe spațiu mioritic, mai exact chiar în cadrul bucureștean. Mai avem puțin și iată, o să alegem primarul capitalei. Dumneavoastră ați fost o bună bucată de vreme propunerea partidului pentru această candidatură. Ați fost schimbat ulterior de Ludovic Orban. Întrebarea mea este dacă pentru această decizie a existat o motivație exclusiv prin prisma sondajelor preelectorale sau au existat și alte chestiuni legate de susținerea partidului. Mă rog, întrebarea, cu siguranță ați mai răspuns la ea, dar poate de atunci până astăzi aveți o radiografie mai exactă și a momentului și a ceea ce s-a întâmplat după. Decizia de a-i preda ștafeta lui Ludovic Orban a fost luată în urma unei analize sociologice foarte atente și în urma unei discuții cu conducerea centrală și cu președintele organizației București. Sigur că vă pot spune acum, privind în trecut, că nu întotdeauna m-am simțit puternic susținut de Partidul Național Liberal. Mi se pare că uneori uităm că adversarul este PSD-ul și ne folosim prea multe energii în competiții interne sterile și în planuri care țin exclusiv de o logică a alegerilor interne din Partidul Național Liberal și mai puțin de bătăliile politice pe care trebuie să le ducem și de felul în care trebuie să convingem electoratul că suntem cei mai buni. Poate a contat într-un fel și faptul că am simțit o oarecare rezervă și în interiorul Partidului Național Liberal, dar cea mai importantă decizie a fost legată de sondajele de opinie. Am avut sondaje de opinie care arătau că în ciuda multor eforturi pe care le-am făcut, în ciuda faptului că am fost singurul candidat care a venit cu propuneri concrete și cu un program concret pentru București, în ciuda evenimentelor și contactului foarte strâns pe care l-am avut cu bucureștenii, în ciuda campaniilor pe drepturile pacienților sau altor campanii pe care le-am făcut în această perioadă, încă se păstra o diferență între noi și Partidul Social Democrat. Și eu și Ludovic Orban ne aflam la egalitate în preferințele electoratului, undeva la scorul partidului, în jurul cifrei de 30%, dar urma să vedem cine are un potențial mai mare de a coagula, mai rapid până la urmă, era vorba și de timp. De a coagula alte voturi din zona de dreapta pentru a putea depăși candidatul PSD, ținând cont că avem alegeri într-un singur tur. Și analiza mea și analiza colegilor a fost aceea că Ludovic Orban este candidatul care poate câștiga, care poate coagula mai multe voturi de dreapta, a fost viceprimar, are foarte multă experiență și are un discurs foarte hotărât, foarte agresiv în sensul bun al cuvântului, împotriva Partidului Social Democrat. Cred că încă lupta politică, diferențierea față de un alt partid, mesajele de atac pot fi mai eficiente decât mesajele de construcție, de proiecte concrete. Chiar dacă se clamează în spațiu public, oamenii s-au săturat de lupta politică și își doresc mai mult proiecte și viziuni pozitive. Și în urma acestei analize am predat această ștafetă, sunt total mobilizat în a-l susține pe Ludovic Orban și cred cu sinceritate în șansa lui Ludovic Orban de a câștiga primăria capitalei. Ați vorbit de adversarul tradițional al PNL-ului, PSD-ul, și de lupta în ideea de a nu-l lăsa să acapareze primăria capitalei. Însă în ultima vreme, tot mai des pe surse, chiar și vizibil, vedem că mai aveți un adversar și anume Traian Băsescu. Se vorbește că și-a strâns semnături sau și-ar strânge și probabil că va intra în cursa electorală la București. Cât de tare încurcă acest lucru candidatul PNL-ului, ținând cont că până la urmă vorbim de o fragmentare a dreptei
în timp ce pe partea stângă e un pic mai multă liniște. Am mai comentat o eventuală intrare a domnului Traian Băsescu în lupta pentru primăria capitalei și atunci când eram eu în situația de a fi un posibil candidat și în cele două, trei ocazii în care domnia sa m-a atacat în mod direct și cu un limbaj inadecvat pentru un om politic și mai ales pentru un fost șef de stat. Nu mi-am schimbat părerea. Cred că domnul Traian Băsescu este un politician expirat. Cred că mesajul domniei sale nu mai poate sensibiliza un număr consistent de votanți, nici din București, nici la nivel național. Sigur că poate fi pentru dumnealui o oportunitate de a ieși în față, de a arunca petarde, de a încerca să distorsioneze mesajele dintr-o bătălie electorală care cred că ar trebui totuși să se concentreze mai degrabă către ce trebuie făcut pentru București, că avem de rezolvat problema traficului, avem de înlocuit un sistem de încălzire depășit cu foarte multe pierderi, avem de făcut ceva pentru sistemul de sănătate, eu propusesem un mare spital, se va regăsi acest proiect și în programul lui Ludovic Orban, dar și alți candidați și din București, din țară au vorbit de faptul că avem nevoie de infrastructură sanitară nouă care să rezolve problemele de sănătate. Avem nevoie de politici de mediu. Ori cu intrarea eventuală a lui Traian Băsescu, cu siguranță candidații nu vor mai dezbate acest lucru, ci vor răspunde la diverse teme false și atacuri pe care le va lansa dumnealui. Și oricum, dacă dorește să-și termine cariera politică cu un rezultat de locul 3 sau 4 într-o bătălie pentru București, e opțiunea a domniei sale. Eu nu cred că are ce să spună bucureștenilor și nu cred că bucureștenii mai pot fi păcăliți încă o dată de Traian Băsescu. Un scenariu pe care în premieră l-au adus pe piață colegii de la PS News, venit din surse liberale, prinde tot mai mult contur. Este vorba de o eventuală retragere a candidatului PNL Ludovic Orban din cursa electorală și susținerea unui independent care mai nou se pare că ar putea fi chiar independentul Nicușor Dan. Cum vedeți acest scenariu? Inclusiv Ludovic Orban prezent la noi l-a comentat, a spus că este exclus ca cineva să-l poată determina pe el să iasă din cursă. Părea foarte hotărât. Cum vedeți din exterior, să spunem așa, această poveste? Eu și eu cred că este exclus acest scenariu. Mi s-a părut foarte arogant felul în care Nicușor Dan a cerut Partidului Național Liberal să renunțe la candidatura lui Ludovic Orban și să îl susțină pe el. Eu cred că un partid, ca și Partidul Național Liberal, nu poate fi remorca unei organizații non-guvernamentale. Partidul Național Liberal este partidul care trebuie să câștige alegerile locale și alegerile parlamentare. Trebuie să vină în fața românilor cu proiecte foarte coerente, foarte concrete și în sinergie cu președintele Klaus Iohannis în următorii ani să schimbe în bine și administrația locală, dar și administrația centrală și să rezolve marile probleme ale românilor și ale României și să vină în fața electoratului cu oameni potriviți. Ludovic Orban este un astfel de om potrivit. Nu putem, în cea mai importantă bătălie electorală pe care o ducem, să renunțăm la un candidat și să mergem cu un candidat care încă se zbate cu un procent de sub 10% în preferințele electoratului. Mai mult decât atât, cunoscând deja bine problemele Bucureștiului, muncind 6 luni la un program pe care l-am pus la dispoziția lui Ludovic Orban, dar l-am făcut și public pentru toți cei care doresc să vadă care ar putea fi soluții la problemele bucureștenilor, vă spun cu toată hotărârea că poate domnul Nicușor Dan este un eficient ONG-ist. A avut niște rezultate punctuale pe niște chestiuni legate de patrimoniu. Nu contest că poate fi un bun matematician sau a fost un bun matematician, dar ca și administrator al Bucureștiului, ca și primar al Bucureștiului, până acum nu a dat nicio dovadă că s-ar califica să fie un astfel de administrator sau de primar cât de cât decent. Nu am văzut soluții concrete la domnia sa, nu am văzut un discurs de lider, de primar, de om care să adune toate sinergiile pentru a face ceva pentru București. Singura propunere majoră am văzut aceea că
dorește să distrugă sistemul centralizat de căldură, dorește să distrugă radetul, dorește să pună pe drumuri 4.000 de familii, plus că probabil nu știe că s-au făcut investiții, că urmează a veni 180 de milioane de euro bani europeni gratis, pe care România deja i-a contractat pentru îmbunătățirea sistemului de încălzire a conductelor prin care circulă agentul termic. Și să înlocuiați acest sistem cu un experiment care a mai fost încercat prin unele orașe din România și care a eșuat, așa zis, de centrale de cartier, în realitate doar niște interese ale unora care vor să vândă astfel de echipamente. Ori eu cred că astfel de idei nu numai că sunt contraproductive, sunt extrem de periculoase și, în opinia mea, nu există niciun motiv, nu doar ca Partidul Național Liberal să-l susțină pe domnul Nicu Șordan, ci și bucureștenii să-i ofere încredere, altfel decât dintr-un gest de frondă față de clasa politică. Dar bucureștenii care vor face opțiune în alegerile locale în data de 5 iunie trebuie să înțeleagă foarte bine că vorbim de alegeri dintr-un singur tur și că toți cei care nu doresc să vadă Bucureștiul acaparat de Partidul Social Democrat, de gașca Partidului Social Democrat care a fost și în spatele lui Sorin Oprescu, de domnul Dragnea care vrea să transforme București într-un fel de Telorman, toți acești oameni punându-se acum în spatele doamnei Firea, care este doar o interfață între interesele găștii Partidului Social Democrat, cred că trebuie să înțeleagă toți acești oameni să meargă către votul util și să susțină acel candidat de dreapta care are cele mai multe șanse. Și în acest moment, în mod indubitabil, acest candidat este Ludovic Orban. Vă propun pe ultima parte a interviului nostru de astăzi să ne focusăm un pic și pe guvernul tehnocrat. Și în primul rând v-aș întreba, se vorbește recent despre o posibilă remaniere. Mai mulți miniștri au fost identificați și de către presă și de către societatea civilă ca având o activitate nu tocmai la nivelul așteptărilor, să-i spunem așa elegant. Din punctul nostru de vedere, cum se vede această activitate a guvernului Cioloș după, așa zis, luni de miere pe care le-a avut până acum din partea românilor? Eu cred că în acest moment România are un guvern dezechilibrat. Are un premier foarte bun, un premier care este extrem de apreciat în cancelarele europene, care a adus o nuanță importantă de normalitate în relația cu presa, în relația cu cetățenii. Este un om serios, un om modest, un om echilibrat, un om care nu intră în conflicte sterile și încearcă să facă ceva sau să pună bazele unor proiecte durabile, chiar dacă are la dispoziție doar câteva luni de zile, un an cel mult, pentru a face acest lucru. Și o echipă care, din păcate, nu este deloc egală. Sunt câteva zone de ministere și mai ales de miniștri care, evident că nu fac față cerințelor și exigențelor unor posturi ministeriale care nu au experiență în a conduce o organizație atât de importantă cum este un minister, și care, mai mult decât atât, au făcut și multe declarații publice neinspirate, care l-au pus pe premier într-o situație foarte delicată, aceea de a încerca să explice, de a încerca să echilibreze, de a încerca să astupe niște nemulțumiri foarte justificate ale dumneavoastră, ale jurnaliștilor și ale opiniei publice. De aceea cred că e foarte dificil să ai un prim-ministru bun cu câțiva miniștri care au experiență și care sunt performanți, dar și câteva ministere care nu se ridică la înălțimea nici exigențelor premierului, nici așteptărilor populației. Și am văzut și eu în presă anumite zvonuri legate de remaniere. Din punctul meu de vedere, cred că o remaniere pe anumite zone, și sigur o să mă opresc aici pentru că nu e decât treaba primului ministru să facă această evaluare, să decidă, dar o remaniere se impune în acest moment în cabinetul condus de premierul Cioloș. Altfel, exceptând episodul în care n-am înțeles rezerva față de un proiect al Partidului Național Liberal de a stimula natalitatea și, într-un fel,
de a repara niște nedreptăți și a aduce, așa cum e corect și drept, sistemul de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, care să țină cont de veniturile reale, fără a fi o limită artificial impusă și care ar trebui să se desfășoare pe perioada 2 ani de zile. Deci, exceptând acel episod, care în final cred că va fi rezolvat, pentru că trebuie să găsim sursa bugetară pentru bugetul anului 2017 și pentru a doua jumătate a anului 2016. În rest, cred că sunt lucruri bune care au fost pornite în această perioadă și, evident, multe dintre ele vor trebui să fie continuate de guvernul politic care se va așeza după noiembrie 2016 în funcție de ceea ce vor decide românii. Ați vorbit foarte frumos de Dacian Cioloș, motiv pentru care nu pot să nu vă introduc într-un alt scenariu și să vă întreb cât de reală vedeți posibilitatea ca actualul premier să preia șefia Partidului Național Liberal la un anumit moment. Cred că e foarte prematur să discutăm astfel de scenarii. Sigur că scenariul s-a mai propagat în spațiu public. Au existat din partea copreședinților Partidului Național Liberal invitații publice pentru domnul Cioloș de a veni în Partidul Național Liberal dacă dorește. Până acum nu și-a exprimat niciun fel o astfel de opțiune. Mai mult decât atât, a întărit ideea că cel puțin până în noiembrie va fi un prim-ministru independent, tehnocrat și care nu se va amesteca în viața politică. Va încerca să țină un echilibru între cele două mari forțe politice, care sigur că sunt în luptă, luptăm cu PSD-ul, ne vom lupta la alegerile locale, ne vom lupta la alegerile parlamentare, dar care totuși, pentru a găsi o soluție pentru România, am decis și noi și ei să oferim încredere și votul de investitură acestui cabinet tehnocrat. Prin urmare, n-aș vrea să alimentez aceste speculații. Cred că există, adică sunt sigur că există o deschidere dinspre Partidul Național Liberal. Încă o dată au afirmat-o și doamna Gorghiu și Vasile Blaga, dar nu sunt în acest moment niciun fel de indicii serioase, temeinice, că domnul Cioloș ar dori să vină către Partidul Național Liberal. Și ultima întrebare de astăzi se leagă de recentul scandal Panama Papers. Au fost identificați și o serie de oameni de afaceri, de români până la urmă, care au apelat la această filieră de a muta banii din România către un paradis fiscal. Și întrebarea mea se leagă în primul rând nu neapărat punctual de paradisul fiscal din Panama, ci de paradisurile fiscale în general. 1. De ce credeți că românii și-ar muta banii în acea zonă dacă ar putea fi o decizie exclusiv financiară sau vorbim de banii negri reali pe care unii i-au produs în țara asta și au mutat acolo? Și 2. Dacă vedeți o posibilitate din partea statului român la nivelul nostru mic de a opri astfel de acțiuni în contextul în care am văzut deja o inițiativă legislativă scoasă pe piață de impozitare, cel puțin la nivelul 16% a unor astfel de sume. Ceea ce se întâmplă cu dezvăluirile legate de Panama Papers și ideea de offshore-uri în general e un alt subiect care zdruncină din temelii încrederea cetățenilor europeni în elitele economice și politice. Cred că felul în care s-a construit Uniunea Europeană și felul în care s-a construit și trebuie să construiască România ține și de o anumită solidaritate care trebuie să existe între cetățenii acestei țări. O țară nu poate fi performantă și nu poate fi un loc plăcut și sigur de trăit dacă nu contribuim cu toții la sistemul de sănătate, la sistemul de educație, la construcția de autostrăzi, la construcția de drumuri, la o mai bună dotare a instituțiilor care fac justiție sau care ne apără de infracțiuni, poliție și alte instituții. Ori pentru a putea să facem acest lucru trebuie să plătim taxe și impozite și nu să ascundem sau să încercăm să optimizăm lucrurile ducând banii către paradisuri fiscale, către zone care impozitarea este zero și în care nu există niciun fel de valoare adăugată pentru statul în care ai făcut acești bani. Din punctul meu de vedere, cred că acest fenomen nu este în regulă și în mod clar înțeleg
supărarea și nemulțumirea și presei și organizațiilor din societatea civilă și a populației în general. Vorbim încă o dată de acei bani făcuți legal și transferați legal către paradisuri financiare, undeva optimizând legislația din punct de vedere a fiscalității. Dar cred că, deși poate fi un lucru legal, este un lucru puțin moral sau imoral, dacă vreți. Și v-am explicat de ce, pentru că dacă toți cei care au posibilitatea fac acest lucru, la sistemul de sănătate, la sistemul de educație, la bugetul statului, nu va mai contribui nimeni. Unii oameni de afaceri vor spune că acei bani sunt cheltuiți ineficient. Da, haideți să luptăm să cheltuim eficient și banii din sănătate, și banii de autostrăzi, și banii de drumuri, și așa mai departe. Și corect, de asta e importantă lupta anticorupție. Dar asta nu e nicio scuză pentru a nu plăti taxe într-o țară, chiar și România, unde taxele sunt mici, dar e valabil pentru orice țară europeană, și de a face acest lucru către paradisuri fiscale. Și sigur că e al doilea fenomen pe care l-ați menționat, cel al ascunderii unor sume ilicite. Dar aici deja vorbim de o zonă în care lucrurile sunt clare, orice încălcare a legii trebuie investigată și sancționată și nu e nevoie de niciun impuls suplimentar pentru acele instituții care pot să facă acest lucru să rezolve această problemă. În ceea ce privește ideea impozitării cu 16%, sigur că nu este o idee care trebuie respinsă din start. Și eu cred că toate eforturile care sunt făcute și care vor fi făcute în perioada următoare trebuie mai degrabă să meargă către recuperarea unor sume către bugetul de stat și mai puțin către a face cu orice preț ca lucrurile să meargă în direcția penalizării totale și extrem de severe a unor oameni. Evident că nu se pot șterge cu buretele și este și o responsabilitate penală, dar cred că și românii și instituțiile sunt mai mulțumite atunci când aduc și recuperează către buget anumite prejudicii și nu văd nicio mulțumire în faptul că se închid firme, se închid companii românești, se pierd unele locuri de muncă. Lucrul acesta poate fi un efect secundar, dar sunt convins că nu este obiectivul principal. Și atunci, dacă și o majoritate a opiniei publice este de acord, dacă această propunere de impozitare cu 16% a sumelor care s-a dus benevol înapoi se încadrează și cu legea penală și vorbim de acele sume care nu sunt produsul unor infracțiuni grave. Și dacă toate instituțiile statului și, în primul rând, clasa politică, Parlamentul, convin asupra unei formule, eu cred că această idee n-ar trebui respinsă. Dar ne având în fața noastră o propunere foarte concretă, legislativă, trebuie să iau acest lucru ca cu rezervă și ca pe o chestiune strict de principiu. Vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă lansez încă o dată invitația ca de câte ori găsim subiecte comune să fiți alături de noi. Vă mulțumesc și eu tare mult!